Salutare prieteni și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi o să ne jucăm Dead by Daylight. O să ne jucăm Survivor în acest episod, deoarece n-am mai jucat de foarte, 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 foarte mult timp Survivor într-un episod și am zis că trebuie să facem asta de acum. Și în acest episod o să ne jucăm cu Feng Min, deoarece nu prea am jucat cu ea nici pe live-uri. Și o să ne punem un toolbox mov, un brand new part și un wire spool, ca să avem și mai multe charge-uri. Parcurile astea sunt basic, să zic așa. O să încep o să încerc mai multe build-uri de parcuri, dar vreau să-mi lăsați în comentarii ce parcuri să mai folosesc, pentru că chiar vreau să încerc și build-uri noi și da, nu știu de câte ori am zis încerc în ultimul minut, dar da, nu contează. Sper să vă placă acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like și revenim cu meciul. Am revenit aici și cu meciul. Primul meci și ne dă deja pe noua mapă, Larry. Și mă bucur pentru că n-am jucat niciodată pe ea. E rework-ul. Mamă, deci arată prea fain mapa. Deci mapa asta acum chiar poți să zici că e... că e ce trebuie. Aoleu, vine killerul fix aici. Mă întreb ce killer e. A, e spirit. O văd acolo. Hai să plecăm de aici și să ne apucăm să reparăm într-un... undeva. Într-un, iauzi. Aici este un generator. Ia uitați-l. Am băgat brand new part-ul. L-am dat pe primul. Hai și pe al doilea. Perfect. Sper să... bravo! Deja un generator. Mă bucur că ăștia chiar își fac treaba. Chiar sunt... oh, fuck. Nu prea am ce să fac. O să plec de aici, deoarece nu vreau... trebuia să dau teple generator în același moment, dar... de ce a venit aia fix acolo? Întrebare. Întrebătoare. O să mă apuc de generatorul ăsta. Ăștia nu știu fac generatoare, nu se joacă. Dacă merg să și salveze. E după cineva. Hai să mergem noi la save. A mers să salveze. Băi, dar asta... nu știu ce face killerul ăsta, dar pare rău că eu nu am făcut cine știe ce meciul ăsta, dar... hai să reparăm aici cu Nea. Doamne ajută să scăpăm din acest meci. Oricum, îmi place mapa cum arată. Oh. Nice. Dacă reușim să terminăm pe acest generator, mai ales că e și lângă basement, eu zic că e super. Nu știu cât de bine joacă killerul, dar o să vedem. Tunneling? Nu prea-mi place. Deci... what? I-a dat mori, mă. Dacă are mori roșu, ne-am dus. Grav. Ne-am dus grav. Da, ce pot să spun? Super. Sper să repare și el alți. Da, nu repară. Mori roșu? Da, mori roșu.
Of, god damn it. Nu avem ce să facem. Deci chiar nu avem ce să facem. Cu morii roșu și astea. Doar printr-o minune să scăpăm. Prin hedge. Dar sincer nu prea cred. Naiba știe. Ah, ce nervant e. Măcar dacă n-aveam morii. Scăpam. Dar nu mai avem nicio șansă acum. Nu știu cealaltă ce face dacă repară. Sau dacă e killerul după ea. Măcar ne-am reparat în congelator. Ah! Franklin Demise. God damn it. Ce-a fost faza aia? Woohoo! Nice! Good job! Very good! Merge la poartă oare? Mă întreb dacă are Noed. Noed, mă. Nu cred că reușim. Băi, deci mor. Cu ăștia. Oh, goddamn it. Dacă reușim să scăpăm, e bine. Îmi bate inima în momentul ăsta. O să plec. Am reușit să scăpăm. Nu am jucat foarte bine. Ce ciudat e. Îmi pare rău pentru aia. Sincer. Nu știu voi ce spuneți. Sincer, îmi pare rău că o să moară. Da. Deci o să mă să o salvez, nu mă duc, clar. Pentru că nu aș avea nicio șansă. Dar... mă bucur că am apucat să jucă. Și-a dat Kobe. Și-a dat Kobe. Băi, voi glumiți? Deci dacă scapă... N-a reușit săraca. Băi, n-am nici ce să-i fac pentru că are noi. Dacă n-avea noi, da, uite-i de mori. N-ai ce să-i faci, mă, n-ai ce să-i faci. Deci killerul chiar vrea să... Să... Da. Super interesant. Cred că o să ies. Deși îmi pare rău pentru doamna Lori, presupun că era, sincer nici nu știu ce era. Hai că o să ies, pentru că nu vreau să fiu cancer, dar îmi pare rău pentru ea. În miciul ăsta nu a fost cine știe ce. Aia mi-a ieșit din prima, într-un fel, adică nu mă așteptam să scap. Dar, ia vreau să văd, da, avea, cred, dacă n-avea moriul, normal că s-a supărat pentru că, n-aveam ce să-i fac, deci muream oricum. Și sper că v-a plăcut acest episod, chiar îmi pare rău pentru ea și ne vedem în următorul episod. Da, pare rău că n-a fost un episod cine știe ce, dar totuși am avut ocazia să jucăm pe noua mapă. Măcar atât. Și ne vedem în episodul următor. Pa, pa! Voiam să închid filmarea, dar aparent de acolo am dat continue. Acum vă zic pa, pa!